Când oamenii sunt nepoliticoși, te jignesc, te atacă, te rănesc. Ei au traume nevindecate, sunt plini de venin și acel venin dă pe afară. Important este ca tu să nu permiți ca ei să te otrăvească și pe tine. Răspunde la rău cu bine, nu răspunde la rău cu rău. Dacă te lași prins într-un conflict, dacă îl jignești, dacă îl ataci sau îl rănești și tu pe celălalt, atunci poți să știi că deja ai permis ca otrava lui să te contamineze. Nu permite unui om care se comportă într-un mod toxic să-ți strice ziua. Nu permite unui om plin de venin să te umple și pe tine de venin. Nu poți împiedica un om să-și împrăștie veninul, dar poți face ca acel venin să nu ajungă în interiorul tău. Păzește-ți inima. Indiferent cât de bun, de generos, de politicos ești, în viață vei avea de-a face cu oameni care te vor trata într-un mod lipsit de respect, de bunătate, care te vor răni. Și de fiecare dată vei avea de ales între a te umple de venin și a te manifesta dezechilibrat, a face scandal, a jigni, ai de ales între a mușca mumeala sau nu. De câte ori cineva te jignește, te ia peste picior, te atacă, fii conștient, acum mi se întinde mumeala și alegerea mea dacă o mușc sau nu. Cei mai mulți oameni mușcă mumeala și de cele mai multe ori aceeași mumeală zi de zi, an după an, dar ei continuă să o muște. Alegeți-vă cu înțelepciune bătăliile, dacă vă lăsați prinși în orice conflict, dacă vă lăsați provocați de oricine, consumându-vă energia cu lucruri și persoane care nu contează, nu veți mai avea energie pentru bătăliile care chiar contează. Alegeți-vă cu grijă zi de zi bătăliile.